N-am mai făcut de ceva timp un clip cu Origin, așa că haideți să începem. Venom a fost creat de către scriitorul David Michelinie și artistul Todd McFarlane și a apărut pentru prima oară numărul 252 din The Amazing Spider-Man în mai 1984, dar a apărut doar ca un simbiot ce s-a lipit de Spider-Man, dar a apărut apoi în numărul 300, tot din The Amazing Spider-Man, având o apariție completă, să zic așa, ca și Eddie Brock. Venom este un simbiot de origine extraterestră care trebuie să-și găsească o gazdă de care să se lege pentru a supraviețui. După legătura cu o gazdă umană, simbiotul îi schimbă personalitatea gazdei, dar cel mai important lucru îi oferă niște puteri incredibile, precum abilitatea de a-și schimba forma, adică shape-shifting, și poate chiar să-și schimbe și culoarea, sau chiar să devină invizibil și datorită contactului său cu Spider-Man, contactului între simbiot și Spider-Man, simbiotul a preluat toate abilitățile lui Spider-Man și le-a transmis următoarelor gazde, astfel că Venom nu poate fi detectat de Spider-Sense. Venom a apărut pentru prima oară pe ecrane în Spider-Man The Animated Series în 1995 și de atunci îl mai putem vedea în aproape toate desenele animate cu Spider-Man, dar și în filmul Spider-Man 3 din 2007 și, evident, anul acesta în filmul Venom, care a apărut și la noi acum câteva zile și, sincer, sper să nu mă dezamăgească acest film. Am așteptat foarte, foarte mult și până acum, din ce am văzut, părerile sunt foarte împărțite și sper să nu fie un film slab. Probabil că va urma recenzie la film azi sau mâine. Aceasta a fost și originea pe scurt a lui Venom. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare!